Bună seara, dragilor! Astăzi am o prietenă veche din Statele Unite a Americii. Este al doilea editorial care scrie anul acesta despre ea în România Liberă. Viziunea limpede a ultimului boier trumpist, Simona Vrăbiescu Kleckner. Bună seara, Simona! Bună. Îmi permit să zic per tu, pentru că suntem în modelul americanesc și încercăm în decursul a două emisiuni să facem un profil sau un profile, cum ziceți voi, în Florida, nu în Florida, te tragi din niște boieri din Locușteni, județul Dolj, mama moșereasă, tata boier. Care e diferența între boier și moșieri? Am aflat și eu mult mai târziu. Boierii sunt cei care au primit pământ de la conducătorii statului unde lucrau, care era cazul străbunicului meu, care a lucrat în timpul prințului Bibescu în Oltenia, care i-a dăruit niște pământ în timp ce era pitar și a devenit boier de neam. Pe când din familia mamei, străbunicul meu era un om foarte industrios și care a știut să-și facă averea singur și se numea proprietar moșier. Trebuie spus că Simona Vrăbiescu Kleckner a fugit în anii mijlocul anilor 60 în Statele Unite ale Americii. 65. Am zis că la mijloc. Este fiica lui Gheorghe Vrăbiescu, fondatorul Consiliului Legislativ din România. Am zis bine? Nu, nu. El a lucrat la Consiliul Legislativ, însă a lucrat și la Codul Penal Românesc cu un grup de profesori, cum ar fi Ionescu Dolj, pe la Dongoroz, primul cod penal al României, care se numește Carol al II-lea din 1937 și pe care de-a cursul anilor au tot încercat tot să-l modifice, să-l schimbe, încât la ora de față, dacă tata l-ar vedea, cred că ar mai muri odată. Cât despre mama, spuneți-ne despre mama, că de tată știm, toată lumea știe, cel puțin din lumea juridică știe cine este Gheorghe Vrăbiescu, a scris tone de cărți, a fost profesor la Universitatea București. Dar mama, despre mama nu știm. Tata și-a făcut împreună cu fratele lui studiile la Sorbona, a întrerupt în timpul primului război mondial, că erau foarte patrioți și s-au venit în România, s-au înrolat în război și după război au revenit și atunci și-au luat amândoi doctoratul. În 1926. Pe în 27 te-ai născut tu? Da, în 22-23 au terminat, a venit la Craiova, unde a devenit avocat, iar faptul că își luase doctoratul de la Sorbona, Ionescu Dolj a intervenit și a fost transferat la București. Dar înainte să se transfere în 26, în 25 s-a căsătorit cu mama, care se nemerea să fie la Craiova. De ce spun că se nemerea să fie la Craiova? Pentru că ea, familia ei originară, erau tot olteni, dar de la Calafat, străbunicul meu din partea ei era chiar de la Maglavit, satul Maglavit. Și pentru că acolo, la Calafat, la un moment dat a fost o criză, lumea murea de tuberculoză, bunica mea, mama mamii mele, văzând că una din fetițele ei a murit de tuberculoză, a luat-o pe mama și pe sora ei, Constanța, și au stat 15 ani în Elveția. Când au împlinit vârsta de 19 ani, bunica mea a zis: gata, acum vă întoarceți înapoi în România, unde trebuie să vă
căsătoriți. Dar mama cum o chema de fată? Clemența, prescurtat Manții. Sora ei era Constanța, prescurtat Tanții. Așa că eu le știu o viață întreagă, Manții și Tanții. Și Tanții, Manții și Tanții. Ce frumos! Au avut două vieți separate. Mama una mult mai complicată, Tanții căsătorindu-se cu profesorul de limbă latină și un om foarte erudit, care a fost președintele scriitorilor români în anii 40, au plecat la Paris și au locuit acolo cu buna mea verișoară Ioana Herescu, care era cu 4 ani mai mică decât mine. Păi și pe moșierii lui mama, cum îi chema numele de familie? Cionea. Cionea. Am Cionea. Înțeles. Din Dar acum, dacă mă lași, aș vrea să încep cu originea familiei Vrăbiescu. Te rog. După aceea am să trec la familia Cionea, Mirică, din partea mamii. Și după aceea, la urmă, am să vorbesc și de mine. Puțin. Până atunci vreau să vă spun că Simona Vrăbiescu Kleckner a avut o activitate extraordinară în slujba României, a fost președinta Comitetului Acord în Statele Unite ale Americii în anii 90 pentru strângerea, reluarea legăturilor istorice dintre SUA și Statele Unite, între SUA și România, iar fotografia este cu Rudy Kleckner, iubitul ei soț, care acum are 95 de ani, iar are 97, mulți ani înainte, în căsuța lor de pe strada Intrarea Armașului. De pe intrarea Armașului și ce să vedeți, vor să renunțe la casele din America și să vină încoace. Deci, vreau să fiu mormântată în România pentru că toată familia mea care se trage aproape din 1300 încoace, dar acte n-am, oficiale n-am decât de la 1501. Așa că am obligația, dorința sufletească să mor pe pământ românesc. Și am hotărât, din cauza vârstei înaintate, ca la anul să venim definitiv în țară. Că om fi sănătoși, că om fi bolnav, nu știu, dar vreau să venim aici. Și cu baba Novac aveți legături istorice, în genealogie? Da, sigur că da. Am avut norocul să găsesc, sau tatăl meu mi-a dat, un dosar al familiei Vrăbiescu de la Tribunalul Dolj din 1864, numărul 494, Tribunalul Dolj, din care am aflat acte oficiale care încep cu Drăgan, se numea Drăgan Dabul Spătaru. Dabul Spătaru din 1501, primul care este scris în acel dosar și care se afla în regiunea, în satul Locusteni, acolo unde există și Amărăștii de Sus, Amărăștii de Jos, în apropierea unde se varsă Oltul în Dunăre, sud, acolo. Și acolo au format ei și satul Brabeți, unde până la urmă toată familia s-a instalat. Acest dabul a avut mulți copii, printre care unul, baba Novac, în 1640, mă laud că a fost banul Olteniei. Banul, dragi ascultători, este un fel de guvernator este local. Guvernatorul Olteniei, în 1640. După aceea urmează o oșteană în armata lui Mihai Viteazu. Da. Și în continuare sunt o serie de Ilie și Constantin și de nume care sunt mult prea mulți ca să Da. Dar care erau postelnici sau erau
în preoți. Dar vreau să mă opresc acum în 1780, unde există, după care urmează trei Constantin. Primul Constantin se numește Constantin Dinică, Brabețeanu, din cauza satului Brabeț, și au luat numele de Brabețeanu. Constantin Dinică Brabețeanu era preot și a avut foarte mulți copii. El era stră bunicul meu. Dintre acești copii mulți, a avut altul care s-a numit Constantin, care a fost protopop și care a fost ctitorii bisericii de la Brabeți, pe care împreună cu soțul meu Rudi, acum câțiva ani de zile, am vizitat biserica, care există și astăzi. Și am plăcerea să am o icoană din acea biserică, care o am aici în București, în intrarea Armașului. Când vii, ți-o arăt. Și acest Constantin protopopul a avut foarte mulți copii, să nea ăsta Brabețeanu, între care el era străbunicul meu, a avut altul, tot Constantin, între mulți alții, care era străbunicul meu, născut în 1815 și care și-a schimbat numele. Nu știu din ce motiv, i s-a părut lui că o vrabie e mai importantă decât un brabete, care era vrabia în Oltenia numită Brabete. Și atunci și-a schimbat numele și a devenit Vrăbiescu, împreună cu alt frate al lui, Ilie, care s-a retras. Acum am să vorbesc întâi de acest Ilie, pentru că e mai scurt, după aia am să vorbesc de Constantin, unde am de spus mai multe. Acest Ilie a fost căsătorit cu o doamnă Mavrodin, a avut o fică Olga, care s-a măritat cu un anume Stolojan, a avut o fică Lia, care s-a măritat cu Vintilă Brătianu și au avut un fiu pe Vintilică. Pe care l-am cunoscut pe acest Vintilică l-am cunoscut și eu când a venit coposul. Am ajutat la mormântarea lui, exact, la Florica în 1995. Așa, și Vintilică a venit cu grupul lui coposul la Washington când au fost invitați la breakfast prayer de către congres, de camera congresului, da. Și atunci, întâmplător, am aflat această legătură când l-am rugat pe Vintilică să-mi ia niște bani să-i ducă la un nepot în România. Când a auzit numele nepotului Dan Pleș, a zis, pe ăsta este rudă cu mine. Și atunci am descoperit că Olga, bunica lui, era născută Deci înseamnă că te înrudești cu brătienii. Da, într-un fel. Prin Ilie, care era frate cu străbunicul meu. Așa. Dar cum o știu tribunalul așa mulți ani, atâtea secole? Uite cum. Pentru că unul din urmași a devenit istoric genealog, Dan Pleșa. Mm-hmm. Și Dan Pleșa a fost acela care a urmărit totul și a reușit să afle despre acest dosar pe care l-am găsit în arhiva tatei. Hai zi mai la fratele, că avem deja 14 minute. Așa. Acum, acest Constantin Vrăbiescu a avut noroc în viața lui de când s-a născut și până a murit. A trecut printr-o etapă a României care a mers din ce în ce mai bine.
Adică... Ce profesie avea? El la 12 ani a trăit convenția de la Ackerman, adică Cetatea Albă, în care domnitorii români au avut voie să de la ruși, de la turci, ca să domnească 7 ani. După aceea, mai târziu, după câțiva ani, a fost convenția de la Adrianopole, în care domnitorii români au avut voie să stea pe viață și în același timp România avea voie acum să facă comerț pe Dunăre. Și el ce rol avea la casele domnești? Stai puțin, ai răbdare. După aceea, el a trecut prin regulamentul organic, când cele două, Moldova și Muntenia, au început să aibă legături între ele, după care a durat vreo 20-30 de ani această perioadă, până în 1859, când l-a apucat pe Alexandru Ion Cuza cu unirea principatelor și la urmă a apucat la 63 de ani și venitul regelui Carol în monarhie. Ce era el? Constantin. Constantin. Constantin a trăit în timpul principilor Șuțu, Grigore Ghica, Bibescu, care i-a dat pământul unde, în timpul căruia a fost pitar, ceea ce înseamnă că se ocupa la curte de alimentarea și de bunul mers al curții, un fel de chief of staff, cum mai vrea să fie așa. După aceea, în timpul când, după Adrianopole, a fost comitetul ad hoc între cele două principate, când el a devenit deputat liberal în comitetul ad hoc și după aceea, după unirea principatelor, când s-a înființat în sfârșit parlamentul, el a fost deputat în parlament și a lucrat și în timpul lui a fost și în 1864 cândva a fost eliberarea țiganilor, care erau sclavi cumva până atunci. Și el era din liberalii moderați sau liberalii radicali? Era liberal din Partidul Național Liberal. Da, dar era din aripa moderată sau cea a radicalilor, care cele din urmă au făcut Partidul Conservator. Au fost două tabere. Da, probabil că la început el a fost cu conservatorii. Deci toată viața lui el a mers din treaptă în treaptă în treaptă formarea României până la monarhie. Înțelegi? A avut numai satisfacții și a murit normal la vârsta de 77 de ani. Așa. Și a prins venirea lui Carol I. Și a prins în 1866, pentru că el a murit în 1872. Așa. Acum, el a fost căsătorit cu Angela Caneciu, care era fiica primului arhitect din Craiova și care avea și o soră, Sofia, care și aia s-a căsătorit foarte bine și era filantroapă, dădea o mulțime de bani în dreapta și în stânga. Ei au avut 4 copii. A avut întâi și întâi pe Paulina, despre care va trebui să vorbesc, că de fapt a fost una din importantă. După aceea a avut pe bunicul meu, Iorgu, după aceea a avut pe Iulian, cel cu casa, din care mi-a arătat-o cu fereastra de la Craiova. Da. Și la urmă de tot, Nicolae. Așa. Acum, cei care au avut studii importante, de exemplu Paulina,
a făcut studii la, în liceu de călugărițe de la Craiova și după aceea a studiat la Viena. S-a căsătorit cu Gogu Vorvoreanu. Gogu Vorvoreanu, familia lui venea din Austro-Ungaria, era foarte important, a rămas în Oltenia, nu știu din ce motive, și el a studiat în Germania. A venit înapoi și a devenit industriaș, a devenit moșier, mare proprietar, a devenit, a făcut așa, a fost foarte important în politica oltenească, tot în Partidul Național Liberal. După cine aceea... Gheorghe Vorvoreanu? Da, Gogu Vorvoreanu. Vorvoreanu. Vi l-am Vorvoreanu, trimis, da. Puneți, aceasta este casa din Craiova. Aia e casa din Craiova. Vă spun de ce este importantă. A fost și primar, fost și prefect, a clădit casa. Casa și a ctitorit și biserica de pe aceeași stradă Buzești, din Craiova. De ce casa este importantă? Pentru că ei au avut 12 copii, dintre care 7 au trăit și dintre care i-am cunoscut pe toți. Dar cel mai important... Vorvoreanu e acolo. Da. Dar cel mai important dintre copiii lui a fost Aurelia, cea mai în vârstă, măritată cu Petre Călinescu, fratele lui Armand Călinescu, care a fost mare politician și ministru în România. După aceea a fost Florica Pleșa, care are o casă mare, superbă, clădită de Pleșa, chiar vis-a-vis, tot pe aceeași stradă Buzești, de către Pleșa. Și după aceea nenea Costinel Vorvoreanu, ultimul care a apucat în România naționalizările și a rămas fără niciun ban din toată averea aceea, care s-a luat tot de către stat, de către comuniști, și nu mai avea din ce să trăiască. Și atunci... Zine puțin despre bunicul, tatăl lui Gheorghe și lui Nicolae. Stai, să termin cu casa lui Gogu Vorvoreanu. Așa. Că asta de-aia, Gogu Vorvoreanu a murit și această casă a rămas ultimul său fi, Costinel. Costinel, nu mai avea din ce să trăiască, s-a dus și a vorbit cu patriarhul Nestor Vornicescu și a spus care e problema și a spus: uite, eu vă las această casă, dar, bineînțeles, fără oficializar, matriarhia i-a trimis bani lunar lui Costinel, din care a putut să trăiască, și patriarhia s-a mutat în această casă, unde și astăzi este casa mitropoliei, unde au fost toți, mitropolitul Teofan, mitropolitul nu știu care este acum, exact. Așa, dar, așa. Bunicul meu și al lui Nicolae. Bunicul. Da, stai, înainte de asta a fost Iulian Vrăbiescu, ăla cu casa, care a făcut studiile tot la Sorbona, care a fost procuror, care a fost primarul Craiovii, care a fost prefectul județului Dolj, care a fost decorat de Steaua României și a doua decorație, Coroana României. Adică foarte important personajul. Iulian. Fratele lui bunicul, care îl chema? Bunicul Iorgu. Iorgu, așa. Iorgu. Iulian era cel Iorgu bun. Era un om care a rămas cu moșiile lămase de către străbunicul Constantin și el s-a ocupat de moșie,
s-a căsătorit cu Ecaterina Branețu. Și Iorgu a murit foarte tânăr. Au avut doi copii, George și Nicolae. George, tatăl meu, și Nicolae, unchiul meu. Amândoi au făcut dreptul la, și nu repet că am spus de la început, au fost la Sorbona, au întrerupt studiile, au venit înapoi în țară. Tatăl meu a fost numit la facultatea de drept, a predat și la școala de război al Academiei Militare pentru studenții militari și a predat și la ofițerii jandarmeriei. În plus, a fost cercetător și consilier la Consiliul Legislativ. Până când au venit comuniștii și când a fost dat afară cu tot grupul de profesori, care, acel grup, mulți din grupul de profesori au intrat la Institutul Juridic refăcut de comuniști. Și tu te-ai născut în 1927. Da. Ai copilărit în București. M-am născut în București. Da. Da. Dar vreau să spun că Dongoroz i-a dat un telefon lui tata și a spus: nene, Coane Georgică, uite, s-a reînființat institutul ăsta. Și tatăl, și ne, suntem foarte bine plătiți, uite, aproape 2000 de lei pe lună. Și tata a spus: dragă, cum îl spunea lui Dongoroz, eu, Vintilă, dragă Vintilică, eu am luptat în războiul întâi, am făcut România mare și n-am să mă duc acum să lucrez la acest institut comunist care toți distrug România, care eu am făcut România mare, și din cauza asta prefer să rămân cu o pensie de 540 am de înțeles. Lei. De ce ai dat în de ce ai făcut dreptul? Așa a vrut tata? Dreptul, păi nici nu puteam să gândesc altfel decât faptul că așa a vrut tatăl meu. Și am făcut școala primară acasă, după aceea am făcut liceul la Călugărițele Franțuzești, Notre-Dame de Sion. Când ne-am mutat cu casa în aici, unde locuiesc acum, în Armașului, m-au mutat de la Călugărițe, care erau tocmai pe Bulevardul Pache, aici la Grădina Icoanei, unde am avut ca directoare pe domnișoara Malaxa, sora lui vestitului industriaș Malaxa. Și aici s-a închis școala în aprilie, 4 aprilie 44, din cauza bombardamentelor. Și cum s-a închis anul școlar mult mai devreme, m-am gândit să fac ultimul an de liceu al clasa 8-a în timpul verii și mi-am dat bacaloreatul la Craiova în 44-45 la școala Elena Cuza. Deci bacaloreatul l-am luat la Craiova. Ți-ai dat seama atunci când ai avut 18 ani că vine dezastru peste noi? A, bineînțeles că da, pentru că la 31 decembrie 1947 faimoasa monarhie românească, care a durat 25 de ani, singura perioadă interbelică, singura perioadă bună a României de la 5.000 de ani în urmă, de la Boerebista și Decebal, unde totdeauna am fost sub Austro-Ungaria, sub ruși, sub Imperiul Otoman, până când am avut unirea principatelor și până a venit monarhia. România a avut o perioadă bună, glorioasă, recunoscută, respectată, bogată și prosperă, 25 de ani, dacă stai să te gândești. Și în 31 decembrie 1947
România a devenit Republică Populară. Lucru pe care l-am trăit și vreau să spun că spre deosebire de străbunicul meu, Constantin, care a trăit nașterea României și ridicarea României până la monarhie, eu am trăit de la monarhie în jos, cu venirea tancurilor rusești în 44, pe care le-am întâlnit personal la Craiova. Trei întâmplări am avut cu ei, nu intru în detalii din lipsă de timp. Apoi am trăit primul guvern comunist al lui Groza din 6 martie 45, după aia am trăit desființarea monarhiei în 47, după aia am trăit naționalizările din 48 cu toate arestările posibile și după aia am trăit din ce în ce naționalizările caselor și pământului și de unde urma să fiu o fată foarte bogată cu toate pământurile ale neamului boieresc și din partea mamii a moșierilor, eram săracă lipită pământului. Dar înainte de a încheia, vreau să vorbesc și de familia mamei. Că de familia tatei am încheiat, mai aveam de spus ultimul copil, Nicolae. Nicolae a făcut studiile la Viena, nu a fost căsătorit, s-a ocupat puțin de moșia de la sărbătoarea care era aproape de... Cine era Nicolae? Era ultimul fiu al lui Constantin Vrăbiescu. Adică după Iulian Vrăbiescu, după Iorgu, bunicul meu, după Paulina care era născut, măritată Vorvoreanu, el era ultimul. Dar el a călătorit. Și călătorind a văzut mai mult din America decât am apucat eu, pentru că el mergea peste tot, pe când eu stăteam lipită la New York pentru că acolo lucram. Așa. Iar faptul că el scria tot ce vedea lui Paulina, cu care era el foarte apropiat, sora lui Paulina Vorvoreanu, când a venit mitropolia de a prelua casa lui Vorvoreanu, în subsol s-a găsit toată arhiva. Și ăia care s-au dus și au văzut și au dat seama de aceste scrisori, toate aranjate, și au chemat editura Alma, unde editorul Ion Vulpe a luat și a făcut o carte care se numește Un craiovean pe meridianele globului, pe care a publicat-o în 2007. Și acolo arată tot ce a văzut nenea Nae, care nefiind căsători, când a fost bătrân, a fost îngrijit de tatăl și de fratele lui și a murit la noi în casă în intrarea armașului în 1946. Deci cu el am fost foarte atenți. Deci ăsta era un unchi. Da. Așa, despre mama. Acum, familia mamei, ea era născută Cionea. Când bunica mea, Vasile Mirică, era străbunicul meu din partea mamei. Acest a făcut studiile la Brașov și după aia a făcut studiile la Anvers, economia, Academia Economică la Anvers. Acolo a văzut cum se face o avere și într-adevăr când la Adrianopole s-a dat drumul la Dunăre, că România putea să facă comerț pe Dunăre, el trimitea the livestock, adică animalele care le creștea, le trimitea la Viena unde erau vândute, acolo se ducea și cumpăra cele mai frumoase mobile posibile și le aducea înapoi la Craiova, unde erau vândute și chiar la București și peste tot.
Și el a făcut o avere imensă, a cumpărat vreo 2000 de hectare de pământ la Bârca, lângă Segarcea, da, unde se află acum domeniile Coroanei cu vinuri vestit al lui, da, Angel, Mihai Angel. Da. Așa. E, acest Vasile Mirică a avut mai mulți copii, între care bunica mea Lucreția, Marinică, care a făcut și el ca tatălui studiile la Anvers și a fost un filantrop mare în Craiova și a contribuit la tot felul de clădiri din Craiova. Și în afară de asta era Maria, cea mai în vârstă. E, această Maria a fost măritată cu Ștefan Marincu de la Calafat. Acesta se ocupa de imensa proprietate care se numea ale Marincilor, care avea 15.000 de hectare. Și atunci, la un moment dat, când ei s-au căsătorit, s-au gândit să clădească o casă. Și au clădit în Calafat un palat care, până la urmă, actualmente este Muzeul de Artă al Calafatului. Din ce cauză n-a fost naționalizat? Pentru că din cauza molimii de tuberculoză de la Calafat, din cauza sora cea mică a mamii mele a murit, că am pomenit acest lucru, și din care cauză mama cu sorsa au fost crescute în Elveția ca să aibă aer bune. Asta în 1900. Așa. El, Ștefan Marincu, s-a îmbolnăvit și el de tuberculoză. Și atunci a convenit cu Maria, nevasta lui, ca acest palat să-l lase municipiului Calafat, argumentând că are foarte mulți frați și dacă el moare, toți o să-i facă tot felul de procese, vrând să preia ei acest palat. Și atunci ea a fost de acord și palatul a fost dat municipiului, datorită cărui fapt el a fost și un fel de spital în timpul războiului. Și pe urmă a devenit Muzeul de Artă și vă recomand să mergeți când aveți drum pe acolo. Deci ăsta sunt bunicul din partea mamei. Din partea mamei. Și mama? Mama a fost bunica mea, Lucreția, care era sora cea mică a lui Maria Marincu, sora cea mică, Lucreția. Lucreția s-a căsătorit cu Anastase Cionea, care era și el proprietar, a cumpărat moșia de lângă Caracal, de la Romanați, și era mare amator de cai, nu știu ce, și avea și acolo vreo 2000 de hectare. Bun, și mama când s-a născut? De pământ. Când s-a născut mama? Mama 1892. Înseamnă că era în același an în care s-a născut tatăl, Gheorghe. Tatăl s-a născut în 1892 și Nicolae în 1893. 93, mama puțin mai puțin. Păi uite, nu, mama trebuia să fie născută am uitat, mai de mult. Dacă mă lași, deci mă mama lași, avea mă la timpul bolșevicilor, când au venit bolșevici, avea deja 30 de ani. Da, bineînțeles. Da. Mă uit acum. Așa. Și mama mea s-a căsătorit în 1925 cu tata.
care... Da, tata s-a născut în 1892. E posibil să se fi născut în același an amândoi și să fi fost... Mama era puțin mai mică decât tata. A, un pic mai mică, am înțeles. Și atunci tu te-ai născut în 1927. Eu m-am născut în 1927. Divorțul lor a fost în 1932. De ce au divorțat? Au divorțat, să spun de ce. Pentru că tata dimineața era la facultate și preda colo-colo. După masă stătea acasă și discuta cu toți colegii lui codul penal, ce cuvânt să pună, ce să facă, cum să facă. Iar mama venită din Elveția, unde îi plăcea să fie primită, să ducă la baluri, să facă, să dreagă, stătea acasă, săraca și broda și să plictisea. Și atunci, la un moment dat, a plecat, pentru că ea era o femeie foarte voluntară și știa exact ce vrea să facă și a aflat că moșia de la Anastase Cionea, de la tatăl ei, nu era bine îngrijită. Și atunci a hotărât să meargă la Craiova, la bunica, la mama ei, bunica mea Lucreția, care între timp rămăsese văduvă. Cionea a murit foarte devreme, la fel ca și bunicul meu Iorgu. Amândouă bunicile au rămas văduve. Bunica din partea tatii a rămas cu doi băieți, bunica din partea mamei rămăsese cu două fete. Și bunica tatii nu s-a mai recăsătorit niciodată, pe când astălaltă s-a recăsătorit cu Nicolae de Fleury. E drept cu nume franțuzez, pentru că familia lui venise în timpul regelui Carol I, care fusese consul în timpul acela în România, consulul Franței. Îți propun că am parcurs deja trei sferi din timp să trecem la perioada comunistă. Ce ai făcut tu, ce a făcut tata? Ai terminat universitatea, facultatea de drept a Universității București în 1949. Eu am terminat în 49. Nu mi-au dat diploma comuniștii decât în 53, ca să nu practic, juridic, pentru că am învățat cu vechii profesori și toată seria mea și alte serii am primit diplomele după 3-4 ani de zile. Și atunci am făcut, trebuind toate naționalizate cu stabilizarea leului, cu tot, nu mai aveam nimica. Asta avea, că din punct de vedere financiar, nu mai aveam nimic. Și atunci am făcut școala de normatori și am lucrat pentru drumul Urzicen-Slobozia și normam muncitorii care făceau coastele drumului de la Urzicen la Slobozia. Am reușit să mă transfer la București, la Institutul de Proiectări, care se numea IPSR, care era locat pe Calea Victoriei, vis-a-vis de strada care ducea spre Piața Amzei. Și acolo am lucrat până în 1954. Dar averile când le-au confiscat? Averile când le-au confiscat? În 48? În 48, da. 49, da. Și confiscate, dar locuiam acolo până ne-a dat afară. Pe Armașului? Din Armașului ne-a dat afară în 49. Și după aceea, dar toate aceste instituții unde am lucrat erau sovroame, pentru că toată industria românească a fost preluată de staliniști, de comuniști lui Stalin, și toate instituțiile se numeau sovroame. Sovrom Construcție, Sovrom Medical, Sovrom... Pentru niște mai tineri, nu știu, actualele ce. Corporații. Corporații, da. Da, asta era. Însă în 1954 corporațiile astea sovroame au fost desființate și le-au preluat statul român. Când l-a preluat statul român, el a împărțit aceste sovroame și salariații erau împărțiți.
Eu împreună cu vreo 2-3 colegi am fost trimiși la Institutul de Proiectare al Ministerului de Transporturi, care este lângă Gara de Nord. Și acolo l-ai cunoscut pe Focșeneanu. Acolo, da, stai puțin. Și am lucrat la început, sus, la etajul 8, la Institutul de Proiectări. Când Gheorghiu Dej și-a dat seama că nu mai poate să hrănească poporul român, pentru că nu se mai, cu naționalizările astea, toți săranii și toate industriile agricole nu mai funcționau, nu se mai producea nimic. Și el atunci a vorbit cu Johnson, președintele Johnson, ca să-i livreze niște vapoare cu grâne, și Johnson i-a spus, ți le trimit cu o condiție, să eliberezi toți deținuții politici. Și atunci Dej a trebuit să desfințeze deținuții politici în 64 și în felul ăsta deja ministerele au început să facă oficii de drept internat, de oficii. Când ți-ai reluat profesia de stai puțin. Jurist. Și atunci m-au obligat să plec de la Institutul de Proiectări, cadrele m-au obligat să plec de la Institutul de Proiectări la noul oficiu înființat atunci în minister. Și acolo am lucrat până în 58 și eram în birou cu Făgărășanu. Am ajuns la ce vrei ai tu. A, nu Focșeneanu, Făgărășanu. Așa, și deja erai juristă. Recunoscută? Și acolo eram, recunoscut diploma. Da, pentru că ei au văzut. Eu am vrut să refuz, pentru că știam că mama mea fusese arestată în 48 din cauza, dacă vrei am să spun, și atunci eu în curriculum vitae am evitat să scriu o mulțime de lucruri despre mine. Și când ministerul a vrut să înființeze acest oficiu internațional, s-a uitat să vadă cine are diplome juridice. În plus, eu mai aveam și limbi străine, germană, engleză și franceză. Și atunci au venit de la cadre și m-au obligat să mă duc. Eu am refuzat. Și atunci ministrul Blumenfeld m-a chemat la el în birou și mi-a spus, pentru ce nu vrei să fii? Eu mâine te numesc. În clipa aia m-am gândit dacă să-i spun motivul, pentru că dacă spun adevărul, poate că el trebuie să mă dea afară a doua zi. Dacă tac din gură, poate nu o să cerceteze și o să continui să am un salariu, că asta era. Și mama totuși de ce a fost arestată? De cheabură sau de ce? Mama mea, când s-a căsătorit cu Radian, care era avocat la Craiova, a fost un ministru propagandii în guvernul Argetoianu. Uh-huh. Și atunci au închiriat o locuință lângă Cismigiu, lângă Statul Major. El a murit pentru că fuma enorm de mult și a murit de cancer aici în gură și la falcă. Și mama a rămas văduvă și atunci de la Statul Major au venit și au rechiziționat camere din apartament care era mare și frumos, că era închiriat. Și la un moment dat a venit un militar și a spus, doamna Radian, noi observăm că după acest război al doilea, Anglia și cu
America nu se mai ocupă deloc de România. În schimb, ne-a lăsat pe mâna rușilor. Și noi, de la statul major, am întocmit un memoriu către Comisia Americană, că pe vremea aia nu erau încă ambasade, și, dar eu, militar, mi-e foarte greu să mă duc să o depun. Și mama a zis, dă-mi, dragă, scrisoarea că mă duc eu. Avea un mic DKV, s-a dus la poarta acelei comisii și la poarta acolo a depus ăla, a înregistrat, i-a dat că a primit scrisoarea, a venit înapoi, i-a dat lui ăla înregistrarea și după 3 zile, probabil au urmărit-o, că cine s-a apropiat de ambasad, de comisia aceea americană, era urmărit, având numărul mașinii, am văzut cine e, cum e, i-au făcut perchiziție, sigur că n-au găsit nimic, dar imediat au arestat-o, au băgat-o la pușcărie, la închisoare, i-au deschis un proces personal care l-a inclus în marele proces Bujoi, dacă ai auzit vreodată, și atunci a fost condamnată pentru 5 ani. A făcut 4 ani din 5 și după 2 ani de zile, având domiciliu obligatoriu, ea s-a dus la Craiova să o revadă pe mama ei, pe bunica mea, Lucreția. Și acolo în Craiova se făceau tot felul de ședințe de spiritism să se afle când scapă România de comunism. Și la una din acele ședințe de spiritism a avut loc chiar la bunica mea în casă, când am fost și eu prezentă, că venisem peste weekend să o iau pe mama, să o aduc înapoi la București, ca luni dimineața să semneze acolo că avea domiciliu obligatoriu. Și mama a zis, nu viu luni, viu marți, că luni e altă ședință la profesorul Fortunescu. Bun, și ce ai văzut în ședința aia de spiritism? Și atunci, în urma acestei ședințe, ea nevenind, au arestat-o a doua oară, fiind recidivistă, i-a dat 10 ani și din 10 ani a făcut nu știu cât, all together a făcut 13 ani și a stat în 13 pușcării. Miercurea, Ciuc, Mislea, Rad, toate pe care mi le-a înșirat mai târziu. Mama mea a ieșit când au dat drumul la toți în 64. Asta în 64, ea a venit pe 31 iulie 64. Atunci i-a dat drumul și lui Arlet, soția lui Coposu. Exact. În aceeași zi. De eu am primit un telefon ca să mă duc la gară să o iau. Și când m-am dus la gara acolo, n-am să uit niciodată. Erau toți veniți din diversele pușcării la București și stăteau jos toți cu niște boccele așa. Și când te uitai așa, era ca un câmp de ciuperci. Cum s-o găsesc eu pe mama dintre... ea a fost deșteaptă și s-a ridicat în picioare. Și atunci, așa, uitându-mă la distanță, parcă am recunoscut-o, am început să merg așa, vai de capul meu, între oameni, ca să nu-i deranjez, am ajuns la ea și culmea, fiind în acea atmosferă de dezastru din pușcăriile astea, mama în picioare, slăbită, într-un costum care îl cunoșteam când a fost arestată, care curgea pe ea din cauza că era așa de slabă, cu un păr lung pe spate, prins cu o sfoară la spate,
în situația asta ridicolă, ea îmi spune: Monile, je suis tellement contente que tu es venu. Adică în franțuzește că rămăsese din Elveția, înțelegi? Era o discrepanță între ce ieșea ei pe gură și unde ne aflam, de extraordinară, ca idee, ca discrepanță între comunism și ce fusesem înainte. Am luat un taxi, am venit cu ea acasă. În 65, eu cu soțul meu, Rudy, am plecat în America. I-am găsit o locuință unde ea, lângă Cismigiu, a continuat să dea lecții de franceză ca să câștige ceva și, pe urmă, eu îi trimiteam pachete ca să aibă ce să vândă. Minutul 55 suntem. Suntem în minutul 55 deja. Pe Rudy, da, unde l-ai cunoscut? Când m-a dat afară din minister, din cauza că până la urmă mi-au găsit toate antecedentele din hectarele, miile de hectare din Craiova, plus că mama era încă în pușcărie, am fost dat afară dintr-o întâmplare nemaipomenită, nu mai intru în detalii. Peste 5 zile mi-am găsit slujba la o cooperativă care se numea de construcții, normatoare, și acolo am fost angajată și trebuia să merg pe șantier să văd ce lucrează oamenii. Deci la început ai fost pontatoare și după aia ai fost o perioadă scurtă? Nu, normatoare. Tot normatoare? Normatoare, tot, da. Și juristă câți ani? La unul din șantiere, acolo lucra Rudy, l-am cunoscut, că el lucra la același sector împreună cu unde eram eu, sectorul numărul 1 a cooperativei. Și printr-o prietenă comună ne-am cunoscut mai bine și până la urmă, după un an de zile, ne-am căsătorit. Aici în România? Aici în România. Și după 5 ani de zile am căpătat permisiunea, când a plecat Dej, la un an după venirea lui Ceaușescu, el avea relații bune la externe, așa, și până la urmă am reușit. El fiind sportiv de performanță. Da. Am plecat în America și am ajuns. Pe cum v-au lăsat să plecați? Cum v-au lăsat să plecați? Ne-a lăsat să plecăm în 15 noiembrie 65 și am ajuns în America după ce am stat 5 luni de zile la Roma până am căpătat aprobarea, viza americană. Dragilor, încheiem prima oră de discuție, urmează partea americană și partea despre laborioasa activitate a sa publicistică. Simona Vrăbiescu Kleckner, 97 de ani, s-a întors sau se va întoarce să se odinească în pământul strămoșesc în miile de hectare. Mii de hectare. Să vedem cât o recupera din ele. Când? Cât ai recuperat din miile de hectare? Când s-a dat înapoi, s-a dat înapoi 50 de hectare și am luat 50 de hectare de la tata, 50 de hectare de la nenea Nae, fiul cel mic al lui Constantin Vrăbiescu, după aia am luat 50 de hectare de la mama. Deci ești boieroic, ai 150 de hectare. Da, 150 de hectare, da. Bravo. Am luat. Să ne vedem cu bine, urmăriți-o, căutați-o, Simona Vrăbiescu Kleckner, membră a Partidului Republican din Statele Unite ale Americii, mare trumpistă. Ascultați opiniile care sunt senzaționale.